Rețeta unei mese festive de admirație include un coșuleț preparat din aluat. În straie de sărbătoare și într-o variantă extrem de simplă și rapidă, va fi admirat și apreciat de toți. Așadar, dragii mei, stați cu mine un minut să vedeți ce ușor se pregătește și de ce ingrediente avem nevoie. Pentru început, am cernut 400 de grame de făină albă, 15 grame de drojdie proaspătă, o linguriță de miere de albine, 180 de ml de lapte călduț, laptele l-am adăugat treptat, un ou, o linguriță de sare și am început a frământa totul. Vă invit și pe canalul meu de YouTube, Ionela's Kitchen, cu cele mai delicioase rețete de prăjituri. Vă mulțumesc! După ce am încorporat toate ingredientele, am mai adăugat 70 de grame de unt, l-am încorporat și pe acesta și am mai frământat totul aproximativ 5 minute. Am obținut un aluat extrem de fraged și nelipicios pe care l-am pus la dospit într-un loc călduț și acoperit. Dar nu l-am lăsat la dospit mai mult de jumătate de oră pentru a-l putea lucra. După care l-am pus pe o masă de lucru, l-am împărțit în două părți egale și am întins o foaie rotundă cu o grosime de aproximativ 4 mm, exact așa cum vedeți că am procedat în video. Apoi am dat aceste forme de flori. Acum voi puteți folosi oricare forme aveți și care vă plac mai mult. Cu o distanță între ele de aproximativ 4 cm. Floricelele le-am lăsat deoparte pentru că le-am folosit la urmă. Și am uns această formă de fontă cu ulei. Dacă nu aveți această formă, puteți folosi o oală sau un ceaun în aluminiu. Încet și cu atenție am aplicat foaie de aluat peste formă bine unsă cu ulei. Am fixat-o și am presat-o, ajutându-mă de această ustensilă. Iar în final, roată împrejur, am lipit toate floricelele. Între timp cât am mai lucrat aluatul, el a mai dospit în formă, apoi l-am uns cu un gălbenuș de ou și două linguri de lapte. Jumătate din cealaltă cantitate de aluat am lăsat deoparte pentru a forma toarta și l-am introdus la cuptorul preîncălzit la 170 de grade, aproximativ 30-40 de minute. Dacă vedeți că se rumenește prea tare deasupra, puteți lăsa doar programul de coacere de desubt. După ce l-am scos de la cuptor, l-am mai lăsat aproximativ un sfert de oră în formă și după aceea va ieși foarte ușor, a ieșit foarte ușor, după cum vedeți. Apoi, pentru a prepara tortița, am împletit în trei un șnur mai mare. Voi îi puteți da orice model doriți. Am uns-o și pe aceasta cu gălbenuș de ou și două linguri de lapte și am introdus-o la 170 de grade, aproximativ 15 minute. Pentru lipirea toartei am folosit scobitori. Iar rezultatul este de poveste, după cum vedeți și voi. Să vă fie de folos, aștept părerile voastre în comentarii. Vă rog să apreciați și să distribuiți. O zi minunată și spor la gătit!